ne-am întors în studio, suntem alături de domnul Vasile Tudoric, profesor, așa cum foarte bine îl cunoașteți, de o viață și artist plastic, membru în conducerea UAP filiala Buzău. Discutăm despre, iată, această expoziție internațională care se va derula la galeriile de artă pe data de 12 Octombrie. octombrie 2018 la orele 14. Invităm așadar toți iubitorii artelor vizuale să vadă lucrări de pictură, de sculptură, de grafică, de arte decorative și de anul acesta de fotografie artistică. Este o nouă secție pe care, iată, am inițiat-o anul acesta. Vom încerca să facem așadar cunoscută această expoziție publicului buzoian, care are acces gratuit, în egală măsură. Mă adresez acum colegilor noștri, profesori din școlile buzoiene. Au la dispoziție o lună și mai bine de zile să viziteze, aproape 2 luni de zile să viziteze această expoziție, să facă ore de educație vizuală, să facă ore de educație plastică, să vină să inițieze copiii în tainele artelor vizuale, pentru că aici, în această expoziție, sunt prezenți, aș spune eu, cei mai importanți artiști plastici contemporani, care vor rămâne cu siguranță în istoria artelor vizuale din România. Iată așadar o carte de vizită extraordinară pentru Buzău. Am reușit, așa cum o spun de fiecare dată, să așez Buzău pe harta locurilor unde se întâmplă lucruri minunate. Tocmai spunea invitatul meu, domnul profesor Vasile Tudorică, despre taberele la care au fost prezenți artiștii buzoieni în țară, dar și tabăra despre care am făcut vorbire în prima parte a emisiunii noastre, tabăra Măgura Artă, care a ajuns, iată, la ediția a cincea anul acesta. Să facem așadar, să tragem niște concluzii, stimate domnule Tudorică, să spunem telespectatorilor noștri că dimensiunea internațională a acestei bienale se extinde, aș zice eu, pe ediție ce trece. Sigur că putem vorbi în egală măsură de dimensiunea calitativă și dimensiunea cantitativă. Și pentru că ați deschis discuția despre această extindere peste hotare, e evident că este extrem de onorant pentru organizatori să constate că de la un an la altul participarea artiștilor de dincolo de granițele țării este tot mai numeroasă. Cred că s-a depășit numărul de 10 țări din care participă artiști și nu neapărat numai români care trăiesc acolo, ci și din zone mai îndepărtate, mă gândesc la Orientul Apropiat, ba chiar din China și alte țări asiatice. Siria, de exemplu, avem anul acesta un Exact, sirian, un artist exact. extraordinar, un Da. Amar Nasar, Din Statele Unite, să ne Canada. vorbesc, sigur că da. Deci este o onoare pentru noi să adăpostim astfel de lucrări. De asemenea, în ce privește această dimensiune cantitativă, am constatat o creștere și o dinamică accentuată, încât cred că se pune la un mod serios problema spațiului de expunere pentru edițiile următoare, dacă se păstrează acest ritm al creșterii cantitative. Dincolo de asta, dimensiunea calitativă este, mi se pare, normală, pentru că este firesc să constatăm o diversificare, o aprofundare a modalităților de exprimare plastică, a elementelor de limbaj, a mijloacelor de expresie artistică plastică, de investigare a noi teritorii de exprimare. Și evident că nivelul constatat numai de juriu, dar și de oricare dintre noi, este tot mai înalt. Aceasta denotă că Bienala de la Buzău poate constitui sau ne poate oferi o radiografie artistică a întregului demers artistic
artist în domeniul artelor plastice, național și nu numai. Spuneați adineauri de, evident, un îndemn către elevi, către educatorii de artă, pentru că dincolo de statutul nostru de artiști plastici, suntem și educatori de artă, intră în atribuțiile noastre firești orientarea tinerilor către frumos, către, iată, acest moment de istorie vie a artelor plastice românești și nu numai, un moment care sunt convins că va oferi clipe de bucurie tuturor acelora care le vor vedea. Dimensiune calitativă, dimensiune cantitativă, participare și impact tot mai puternic al artei, al frumosului către iubitori, deci practic beneficii, aș spune eu, pe toate planurile. Sigur, repet, ideea că dincolo de aceste realizări pe care le constatăm cu satisfacție, rămân eforturile care se uită, eforturile de orice natură, energiile și combustiile consumate într-un frumos, rămâne bucuria participării la un act frumos, necesar și atât de util profilului uman. Da, e bine să subliniem acest lucru și să spunem că, iată, așa cum am spus, împlinim filiala Buzoian, împlinește 50 de ani în an centenar. Este un lucru extraordinar. Așteptăm musafiri din țară, din străinătate și pentru că aminteați aici de faptul că, iată, în acest an centenar avem artiști prezenți cu lucrări din Ucraina și din Republica Moldova. Ne bucurăm tare mult de prezența, iată, celor două țări prietene, dar care, iată, au trimis lucrări de excepție, artiști de excepție, atât din Ucraina cât și din Republica Moldova. Deci, în anul centenar, suntem, aș spune eu, uniți prin această expoziție extraordinară și prin lucrările celor participanți care nu fac altceva decât să creeze acele punți invizibile pe care le creează de fapt arta adevărată. Suntem onorați de prezența, spuneam, aș spune eu, prezența anunțată a unor personalități din domeniul artistic, așa cum am spus, dar în egală măsură așteptăm și pe doamna președintă a Institutului Cultural Român, doamna Liliana Țuroiu, în egală măsură politicienii, oamenii de afaceri, cei care sunt alături de mișcarea noastră artistică și care sper să considere acest eveniment un eveniment extraordinar și în egală măsură să ne poată ajuta pentru, aș spune eu, impactul pe care îl are arta buzoiană în țară și de ce nu poate în străinătate. În fine, încercăm să facem tot ce este posibil pentru educația și pentru impactul pe care acest eveniment internațional îl are asupra Buzăului, dar și asupra întregii mișcări artistice. Avem multe, foarte multe orașe din țară care sunt prezente aici cu lucrări, artiști din peste tot, ca și arie geografică din țară. Dar așa cum am spus, avem artiști din 10 țări, cred că peste 10 țări, care au expus aici la Buzău. Dacă îmi permiteți, aș vrea să remarc faptul că simezele salonului buzoian sunt deschise pentru toți creatorii de artă plastică. Mă refer la faptul că participă cu lucrări tineri absolvenți ai academiilor de artă din țară, artiști cu alți artiști cu experiență îndelungată, artiști consacrați, dar și seniorii PNR-ului românesc, profesori,
ai noștri, veterani, să zic așa, pe simezele expozițiilor, personalități de care, despre care spuneați adineaur că cu siguranță sunt cuprinși în manualele, dacă vreți, și în istoriile de artă românească și nu numai. Suntem mândri că putem fi colegi de simeză cu personalități celebre, cu valori mari ale artei plastice contemporane. Da, asta este o altă surpriză pe care am pregătit-o publicului buzoian și nu numai. Este vorba despre faptul că de aproape un an de zile pregătim această expoziție și ducem tratative, aș putea spune, cu artiști care nu expun nicăieri. Iată, e aici prezenți, dacă ar fi să mă gândesc la domnul Viorel Mărginean, fostul președinte a Uniunii Artiștilor Plastici, cu domnul Sorin Ilfoveanu, care este iarăși ală pe simeze, ne face o deosebită onoare să-l găzduim aici, dar avem sculptorul Aurel Vlad, un artist, aș spune eu, cu detalii internațional, un sculptor extraordinar, cel care a făcut memorialul de la Sighet, dar are foarte, foarte multe alte lucrări extraordinare peste tot. Aș spune de Lucian Butucariu, un artist decorator de excepție. Mulți, mulți, foarte mulți artiști, Ștefan Pelmuș, apoi sunt o serie întreagă de lucrări de tapiserie, pentru că trebuie să le spunem. Cela Neamțu este venerabila artistă, cea mai bună tapisereasă din țară, acum la ora actuală. Deci, iată, ne-a trimis și domnia sa o lucrare foarte frumoasă care poate fi vizionată pe simezele galeriilor de artă din Buzău, având calitatea de invitat special, pentru că trebuie să spunem acest lucru, sunt participanți, aș spune eu, obișnuiți, dar sunt invitați și invitați special. Deci sunt trei categorii de artiști care mulți dintre ei sunt conducătorii instituțiilor de profil, președinți ai filialelor Uniunii Artiștilor Plastici. Așteptăm și conducerea Uniunii Artiștilor Plastici, pentru că trebuie să spunem că această manifestare se desfășoară în parteneriat cu primăria, dar și cu primăria municipiului Buzău, dar în egală măsură cu Uniunea Artiștilor Plastici din România, care chiar a trimis premiile pentru cele două secțiuni, trei secțiuni principale, pictură, grafică și sculptură. Așadar, un regal, aș spune, concluzionând, stimate domnule Tudorică, un regal cultural, un festin pe care îl pregătim buzoienilor de, iată, un an de zile, aproape un an de zile, să mulțumim sponsorilor, să mulțumim celor care sunt alături de noi, să mulțumim celor care au oferit, iată, premii, adică susținerea, zice, financiară pentru premii, pentru că premiile au fost deja hotărâte de juriu care a fost format din profesori universitari și aș spune aici pe scurt, foarte repede, juriu, Luiza Barcan, critic de artă, apoi Ovidiu Ionescu, Ion Angel și Florin Stoiciu, cadre didactice, profesori, conferențiari și lectori la Universitatea Națională de Artă din București. Iată, avem privilegiul să găzduim un eveniment de marcă în viața cultural-artistică a urbei. Invităm toți buzoienii să vizioneze această expoziție și sunt convins că vor avea momente de satisfacție artistică de înaltă bucurie sufletească. Tuturor, vizionare plăcută!
Vă mulțumesc, stimate domnule profesor Vasile Tudoric, vă mulțumesc în egală măsură dumneavoastră, stimați telespectatori ai Clubului Artelor, și vă invit încă o dată să fiți prezenți pe data de 12 octombrie la Galeriile de Artă, la Fondul Plastic a Artiștilor Plastici Profesioniști. Spuneam să fiți alături de noi, de organizatorii acestei bienale, care, iată, vă oferă, așa cum spuneam, un regal cultural, aș spune eu, de talie internațională. Pe curând! Bună seara!